actualmente campioana Greciei. Gol marcat de Toma Nicolae, era o fază la care nimeni nu s-a aștepta. Minutul 4 al reprizii a doua, Doru Nicolae marchează un gol bine meritat al Argeșului. Iovănescu este cel care a dat această pază, surpriză, care a pus pe picior greșit doi fundași ai echipei Grecii și Doru Nicolae din fața lui Steriudas nu mai greșește. 1-0 pentru FC Argeș. Liber pe partea stângă, Iovănescu, centrare, șut și Dobrin trece la un milimetru de minge. Iovănescu, Dobrin, Ardizoglu, transformat în fundaș. Iovănescu în acțiune personală, oaspeții au încercat să joace la offside. Iovănescu în careu. Repedeți această fază, apărarea AEC-ului a fost surprinsă înainte, încercând să joace la offside. Și Iovănescu și-a prelungit cam mult balonul, permițându-l lui Steriuda să intervină. Iovănescu, omul de la care pleacă majoritatea atacurilor Argeșului. Radu. Radu în careu! Gol! Iovănescu, Doru Nicolae, Radu 2 trece de la Vusis, dribling, Iovănescu singur în careu, formidabilă ocazie, Steriudas respinge cu piciorul, putea fi 3-0. Excelentă pasa lui Dobrin printre trei adversari, Iovănescu trimite lui Radu 2 la marginea careului, gol, 1-1. Iată faza, îl trimite lui Iovănescu și acesta fără preluare lui Radu 2, care foarte lucid de la marginea careului pe lângă Anuței egalează. Dobrin scurt pentru Iovănescu, Radu 2 în mijlocul careului și gol! 1-1! Minutul 8 al primei reprize. Iovănescu îl vede demarcat pe Radu 2, care egalează. Păzit foarte strict de Nițu. Cap al lui Agiu în mijlocul careului mic trage. Iovănescu, gol! Minutul 33 al reprizei secunde. Iovănescu marchează un gol splendid de galant. 2-2.